locuitorii cartierului Hidelve. În ceea ce privește populația cartierului Hidelve, se poate spune că până în prima jumătate a secolului al XIX-lea, aceasta a fost alcătuită din agricultori și din crescători de animale. Gospodăriile acestora, răspândite până cât departe spre și vest, de o parte și de alta actualei stăzi Horia, se ridicau în mijlocul viilor și revezilor care acopereau suprafața cartierului. Deși populația este alcătuită din oameni aparținând diferitelor etnici și confesiuni religioase, relațiile umane nu au cunoscut turbulențe generate de această cauză. Dimpotrivă, a existat un climat de pace și de bună înțelegere. Drept dovadă a toleranței interetnice manifestate de populația Clujului, stau mărturiei trei lăcașe de cult construite în Hidelve de-a lungul timpului. Este vorba despre sinagoga neologă, ridicată între 1886 și 1887, biserica reformată mileniu, edificată între anii 1897-1898 și biserica ortodoxă Sfântul Nicolae, realizată în anul 1932.